Florența este capitala regiunii italiene Toscana și a provinciei Florența. Este cel mai populat oraș din Toscana, cu peste 370.000 de locuitori. Orașul se află pe râul Arno și este cunoscut pentru istoria și importanța sa în Evul Mediu și în Renaștere, în special pentru artă și arhitectură. Un centru comercial și economic medieval, fiind unul dintre cele mai bogate orașe ale timpurilor, Florența este considerat locul de naștere al Renașterii italiene. De fapt, orașul Florența a fost numit Atena Evului Mediu. Florența a avut o istorie lungă și plină de evenimente. Între anii 1300-1550, aproximativ 250 de ani, conform Enciclopediei Britanice, fostul oraș roman a fost considerat din punct de vedere politic, economic și cultural unul dintre cele mai importante orașe din Europa și din lume. Florentinii au reinventat banii în forma florinului de aur, acesta fiind motorul care a scos Europa din Evul Mediu, un termen inventat de Petrach, un florentin. Ei au finanțat dezvoltarea industriei în toată Europa, din Marea Britanie până la Bruges, de la Lyon până în Ungaria. Florentinii i-au finanțat și pe regii englezi în timpul războiului de 100 de ani. Au finanțat papalitatea, inclusiv construcția Avignonului și reconstrucția Romei când papalitatea s-a întors din captivitatea avignoniană. Influența Florenței în domeniile artei și culturii era așa de puternică încât dialectul vorbit în secolul al XIV-lea a fost și este baza limbii italiene literare. Florența este unul dintre cele mai frumoase orașe din lume. Într-o scurtă vacanță la Florența sau într-o vacanță prelungită, turiștii pot admira multe dintre obiectivele pe care acest oraș italian le are de oferit. Santa Croce este una dintre cele mai vechi bazilici franciscane, iar în privința mărimii, Bazilica Sfânta Croce este una dintre cele mai impunătoare. Lângă biserică se găsesc un complex mănăstiresc format din două mănăstiri, o capelă, cunoscută sub numele de Capela Pații, și sala de mese, care acum servește drept muzeu și găzduiește opere importante provenite din biserică și din mănăstiri. Duomo di Firenze, sau Catedrala din Florența, este una dintre cele mai mari catedrale din lume și a fost construită între anii 1296-1436. Domul său impozant, a cărui proiectare este atribuită arhitectului florentin Filippo Brunelleschi, încă domină centrul istoric al orașului. Catedrala a fost concepută pentru a marca importanța tot mai mare a Florenței și urma să fie cu mult mai mare decât predecesoarea sa. Francesco Talenti, cel care a condus construirea catedralei după 1351, a extins-o și mai mult, mărind substanțial naosul și absidele. Cupola domului din Florența a fost cea mai mare din lume la momentul finalizării lucrării, în anul 1436, și încă domină orașul Florența. Felinarul din vârful domului a fost adăugat mai târziu, în anul 1461, de Michelozzi Michelozzo. Galeria de la Accademia este unul dintre cele mai impozante muzee din Florența, în mare parte datorită celebrei statui a lui David, opera unuia dintre cei mai mari artiști din istoria lumii, Michelangelo. Statuia, cu o înălțime de 5 metri și 17 centimetri, a fost comandată de Republica Florența, care a văzut în eroul biblic ce l-a învins pe Goliat, un simbol al renașterii Republicii. Statuia a fost instalată față în față cu Palazzo Vecchio, dar în 1873 a fost mutată la Galeria de la Accademia pentru a o proteja de intemperii și a fost înlocuită cu o copie foarte reușită. Cosimo I de Medici, mare duce de Toscana, a fondat prima Academie de Artă din Europa în anul 1563. Michelangelo Buonarroti a fost unul dintre primii profesori ai Academiei, care a fost numită Accademia delle Arti del Disegno.
Centrul istoric al Florenței atrage anual milioane de turiști și a fost declarat de UNESCO Patrimoniu Mondial în anul 1982. Florența se numără printre cele mai frumoase orașe din lume, iar arta, moștenirea istorică și culturală își păstrează și astăzi impactul major în lume.